Hei, salut și bine ați revenit! Vă scriam pe Facebook că o să vă prezint drona cu care poți să încalci legea. Practic, nu este o încălcare a legii, este o excludere de la foarte multe restricții impuse, mai ales în conformitate cu noile prevederi europene, regulamentele 947 și 945. Eu am în mână drona mea, un DJI Mavic Mini, varianta 1.0, a apărut și DJI Mini 2. Bun, asta este o dronă producător DJI de dimensiuni reduse, cu greutate sub 250 de grame, pe cutie scrie 249, dacă o pun pe cântar, tot cu baterie, sunt sigur că nu va depăși acest prag. Deci este acest prag destul de important în noua legislație a dronelor, pentru că în conformitate cu regulamentul UE, regulamentele UE 947 și 945 de care v-am zis mai devreme, dronele cu greutate de peste 250 de grame trebuie înregistrate și trebuie atestat de pilot de dronă. Îmi place mie să-i spun atestat, certificat de pilot de dronă. Bun. Ce presupune chestia asta? Că dacă ai o dronă de peste 250 de grame greutate, trebuie să te înregistrezi pe site-ul ACR-ului, să susții o examinare online și, ulterior, să, dacă promovezi examenul, să obții atestatul de pilot de dronă ca să poți zbura legal, ca să nu fii acuzat de infracțiuni, infracțiune prevăzută la articolul, la codul aerian civil, adică legea 21/2020 și celelalte acte normative pe care le-am prezentat în materiale anterioare și nu are rost să le reiau. Ce știe să facă drona asta? Păi se ridică până la maxim 500 de metri și spune producătorul poate zbura până la o distanță de telecomandă, față de telecomandă, de până la 2 km. Având aceste dimensiuni, deci fiind sub 250 de grame, tot a trebuit să mă înregistrez pe site-ul ACR-ului, întrucât regulamentul UE 947 specifică faptul că dacă am o dronă de sub 250 de grame, dar are un senzor ce poate prelucra date caracter personal, adică această cameră a ei, da, sunt obligat să mă înregistrez eu ca operator de dronă. Și am primit un cod de la ACR pe care am obligația să-l menționez aici. Neîndeplinirea acestei obligații constituie contravenție, dacă mi-aduc bine aminte, conform HG 643/2020. Parcă 643 era. În fine, cu atât așa îmi descrie legislația. Bun. Cu orice dronă, v-ați cumpăra, dacă are o greutate de sub 250 de grame, nu sunteți obligați să vă înregistrați dumneavoastră ca operator de dronă. Dacă, în schimb, chiar dacă are sub 250 de grame, dar are un senzor, are cameră, da, ești obligat să te înregistrezi. Dar, chiar și așa, această înregistrare a ta ca operator de dronă nu costă absolut nimic pe site-ul ACR-ului, este total gratuită și, în plus, te scoate dintr-o mie de belele. Parcă era și o manea. În sensul ăsta. Și o să vă dau câteva exemple. Am în față aici, da, în mână, codul aerian civil, adică legea 21/2020, publicată pe 18 martie 2020. Bun. Și avem la secțiunea infracțiune, articolul 115. Este infracțiune alineatul 2, operarea unei aeronave fără pilot la bord de către o persoană care nu posedă documentele de certificare prevăzute de reglementările în vigoare pentru operarea aeronavei respective, se pedepsește cu închisoarea 3 la 1 an sau cu amendă. Bun. Cu o dronă de asta nu ești obligat să obții acele, să deții acele documente, da? Altă infracțiune. Articolul 116. Pedepsește cu închisoarea de la 3 la 1 an sau amendă următoarele fapte. Exploatarea unei aeronave fără ca aceasta să posede certificatul de înmatriculare sau, după caz de identificare emis potrivit dispozițiilor legale. Deci, aici nu este vorba de certificat, este vorba de înregistrare. Nu se emite nicio hârtie la mână, pur și simplu primești un cod pe platforma electronică a ACR-ului, unde trebuie să-ți faci tu un cont și în acel cont, da, primești un mesaj de la ACR după ce te-ai înregistrat cu acest cod pe care ești obligat să-l menționezi pe drona ta tot. Deci, iată, ai scăpat și de această infracțiune. Și vă citesc așa, aleatoriu. La contravenții, de exemplu, F, articolul 126, da? Aliniat unic. Articolul 126, litera F, efectuarea unui zbor deasupra unei zone dens populate sau deasupra unei adunări organizate de oameni în aer liber cu încălcarea dispozițiilor articolului 15, aliniatul 2. Hai să vedem ce spune ăsta. 15, aliniatul 2 vine și ne spune în felul următor.
Este interzis zborul oricărei aeronave deasupra zonelor dens populate sau adunărilor de oameni organizate în aer liber, la o înălțime mai mică de 300 de metri față de orice obstacol fix, situat pe o rază de 600 de metri de la aeronavă, cu excepția de zborurile cu aeronave civile, respective de stat, fără pilot la bord, care respectă condițiile, restricțiile și limitările tehnico-operaționale, inclusiv de masă, stabilite pentru astfel de zboruri prin reglementări europene și sau reglementări specifice emise la, nu ne interesează, da? Reglementări europene. Ce spune regulamentul UE 947? Dacă ai sub 250 de grame, da, poți zbura cu ea deasupra grupurilor de persoane, da, dar să nu survolezi, să nu stai deasupra lor. Trebuie să te afli în trecere. Da? Deci iată, este o excepție și ne încadrăm cu dronele a căror greutate este de sub 250 de grame. Hai să vedem altă contravenție care nu ni se poate aplica în situația în care folosim o dronă de asta atât de ușoară. Litera J. Refuzul comandantului unei aeronave civile, respectiv al persoanei care asigură controlul de la distanță al unei aeronave civile fără pilot la bord, de a prezenta persoanelor împuternicite în condițiile legii certificatul de înmatriculare sau, după caz, de identificare al aeronavei, respectiv certificatul de navigabilitate sau, după caz, documentul echivalent de navigabilitate. Amendă de la 8.000 la 16.000. Păi eu dacă nu am, mie nu mi se emită la așa ceva. Eu nu am ce să prezint. Iată o altă contravenție pe care o putem tăia de pe listă și care nu ni se poate aplica. Specificații tehnice despre această dronă DJI Mavic Mini, varianta 1.0, câteva. Zboară, se ridică până la maxim 500 de metri, în înălțime, 2 km în distanță, are camere de 2.7K, salvează fotografii în format JPEG, ceea ce este un dezavantaj pentru mine în calitate de fotograf amator, cât și pentru oricine altcineva dorește să efectueze fotografii. Deci nu le salvează în format RAW, ceea ce permite editarea fără pierderea foarte multor informații, fără a se pierde foarte mult din calitatea imaginii. În schimb, pe camera video 2.7K este o rezoluție ok, varianta Mini 2 are cameră de 7K, senzorul este în schimb foarte mic și nu este un senzor full size, de exemplu cum este la DJI Mavic Air Pro, dacă nu mă înșel. Este destul de silențioasă, rezistă la vânt de până la 19 km pe oră, dacă mi-aduc bine aminte, sau 20 km pe oră, ceva de genul. Oricum, cu orice dronă este ideal să zbori în condiții perfecte, adică atunci când dacă vrei să surprinzi, să ai calitate de imagine bună, superioară, ideal ar fi să zbori cu ea și să filmezi momentul în care ai soare, condiții de iluminare perfecte, nu bate vântul, nu plouă, nu ninge, da, ca să nu afectezi sistemul electric al dronei, să nu strigi drona, cu alte cuvinte. Alte chestii să vă mai spun despre ea, nu-mi vin în momentul de față. Eu am cumpărat și un încărcător, un suport de acumulator și 3 acumulatori separați. În total m-au costat pe dron am dat 18.850 de lei, acumulatorii 220 de lei de căciulă, 220 de lei și suportul, deci 220 de lei ori 4, 880 de lei. Plus transportul pentru de fiecare dată, mă duc în aproximativ 1000 de lei. Plus dronă, plus card, plus toate depășesc 2000 de lei, dar este o dronă care, din punctul meu de vedere, merită. Și pe lângă asta am cumpărat și două filtre ND de 16, respectiv 32. Sunny Fire. Toate de pe internet. Bun. Și de asemenea un extender de semnal. Sau un amplificator de semnal. Este mai multe modele, eu l-am cumpărat pe ăsta. Ok, o să vedeți pe imagini, pe video, câteva mostre de fotografii panoramice și simple pe care le-a făcut drona. În ciuda salvării fotografiilor în format JPEG, să știți că e un JPEG de înaltă calitate, fișierele sunt destul de mari, iar în momentul în care le băgați în Photoshop pentru editare, să știți că nu pierdeți foarte mult din calitate sau nu se pierde și imaginea finală este una chiar impresionant de bună. Dimensiunea fișierelor foto
în momentul salvării este de câțiva megabuni. Mi se pare undeva vreo peste 10 mega sau nu știu ceva, undeva pe acolo. Pentru cei cărora le plac fotografiile panoramice sau 4 mega, 5 mega, ceva de genul, în fine. Pentru cei cărora le plac fotografiile panoramice, nu are această funcție, nici Mini 2, dacă mi-aduc bine aminte, parcă nu avea. În schimb, puteți folosi un soft, o aplicație pentru lipirea fotografiilor și realizarea acelei panoramice. Eu folosesc AutoStitch, o să aveți link în descriere, de unde puteți să-l downloadați și voi. Sunt mult mai multe, sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră folosiți deja un astfel de program foto. Ce să vă zic, pentru fotografi, pentru fotografii de evenimente, având în vedere restricțiile nou impuse sau noua legislație a dronelor, da, consider că este ideală, întrucât asta, voi puteți să cumpărați ce vreți. Dar, din punctul meu de vedere, o astfel de dron, DJI Mavic Mini, datorită calității camerei de 12 megapixel, apropo, am uitat să menționez, deci datorită greutății mici care iese de sub incidența celor mai multor prevederi legale, puteți să o folosiți cu succes. Acum, că n-o să, că voi vreți să filmați în 4K și camera filmează 2.7 sau Full HD, asta este un minus, într-adevăr, știu că nu convine multora, dar nu aveți ce face. Bun, orice dronă veți achiziționa, indiferent că este o firmă fantom, un producător fantom, că e DJI sau orice altceva, atât timp cât este sub 250 de grame, da, ieșiți de sub incidența foarte multor prevederi legale după noua legislație, adică Codul Aerian Civil, legea 21/2020, respectiv HG 643/2020 și regulamentele UE 947 și 945 pe 2019, dacă mi-aduc bine aminte, da, cam așa sunt. Și apropo, nu, acum după noua legislație, am explicat, mă repet, nu mai trebuie să sunați la MAPN ca să anunțați zborul, să solicitați, să trimiteți un formular în care se va aprobe, nu. Noua legislație stabilește foarte clar că nu puteți să depășiți un anumit prag de altitudine, trebuie să păstrați drona în raza vizuală, dar na, tu poate ai vedere de șoim și vezi drona la 2 km, pe când polițistul nu o poate vedea. El trebuie să demonstreze că tu nu vedei drona, ca să te poată sancționa pentru nepăstrarea dronei, nezborul cu drona în raza vizuală. Bun. Da, deci, în concluzie, cu dronele de sub două, care au o greutate de sub 250 grame, puteți, în ghilimele, încălca legea. Deci puteți ieși de sub incidența foarte multor prevederi legale. Rămân, în schimb, altele care sunt obligatorii, de exemplu, obligația de a vă înregistra în calitate de operator de dronă. Dacă operați cu o dronă care, deși e sub 250 grame în greutate, are un senzor de prelucrare a datelor caracter personal, adică are cameră, da? Vă înregistrați pe site-ul ACR-ului, este absolut gratuit, veți primi un cod pe care sunteți obligați să-l treceți aici pe dronă, la vedere. Rămâne obligația de a aduce drona la sol pentru efectuarea controlului, pentru verificarea documentelor de către autoritățile împuternicite, da, să efectueze acest control. E vorba de poliție de frontieră, jandarmerie și poliție locală și de asemenea personalul Ministerului Transportului, Ministerului și personalului ACR, autorității aeronautice civile române. Așa că, repet, puteți să cumpărați orice dronă vreți, dacă vreți să nu aveți probleme foarte multe, o luați cu o greutate sub 250 de grame, cu cameră, nu contează. Cât zboară, apropo, am uitat să vă zic, zboară specificațiile tehnice 30 de minute, dar dacă acum nu vă imaginați că în orice condiții de zbor o să vă reziste în aer jumătate de oră, nu, dacă dați pe modul sport, ăla papă multă energie, papă multă baterie și se consumă. Recomand tuturor piloților de dronă să-și cumpere acumulatori suplimentari. Pe dronă, la vremea respectivă, am dat 1850 de lei, pe acumulator cu totul, cum îi vedeți aici, în jur de 1000 de lei, cu tot cu această carcasă, filtre, două filtre ND de 16, respectiv 32, ce am mai cumpărat pentru ea, extenderul ăla întăritorul
amplificator de semnal, puteți să cumpărați orice amplificator de semnal vreți, toate costă bani. Deci, pe total, cred că mă duc undeva la 3.000 de lei, poate chiar mai bine, și am cumpărat pachetul basic. Da? Pentru că atunci când zbor cu o dronă, senzația este foarte mișto, mai ales atunci când vezi pe ecran ceea ce filmezi, ce vede și drona, vezi și tu. Apropo, vine și cu această telecomandă, așa arată, se extinde foarte ușor. Ok, aici introduci telefonul și operezi drona, bum, 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 are și joystick-ul. Ok, Broadheader am fost eu, mulțumesc foarte mult pentru atenție, sper că informațiile au fost utile și dacă vreți vă luați o dronă să nu aveți foarte multe bătăi de cap, luați-vă o dronă care are sub 250 de grame. Doamnește, numai bine și zbor în siguranță. Ar fi bine să citiți recomandările ACR-ului. Ciao!